Dragi copii, bună seara! Bună seara! Din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului, flacăra albastră de frații Grimm. A fost odată ca niciodată un ostaș care slujise în oastea regelui său multă vreme. Devenind neputincios din cauza numeroaselor răni pe care le avea, stăpânul s-a milostivit să-i dea drumul rostind aceste cuvinte. Acum te poți întoarce la casa ta. Nu mai am nevoie de tine. Nu te pot însă răsplăti cu nimic, deoarece nu au dreptul la răsplată decât acei care m-au slujit cu credință. Bietul războinic, dragii mei, nu știa ce să mai facă. A rătăcit la întâmplare cu inima plină de amărăciune și abia către seară a ajuns într-o pădure. Când s-a înoptat, a zărit un sâmbure de lumină și, făcându-și drum prin hățișuri, a ajuns în pragul unei case în care locuia o vrăjitoare. Ai bunătatea și mă găzduiește noaptea asta, a zis el. Dă-mi să beau și să mănânc ceva, că sunt lihnit de foame. Cine ar primi în casa lui un om ca tine, ai? A răspuns baba. Totuși mă voi milostivi și te voi găzdui dacă îmi vei face binele pe care ți-l voi cere. Păi, ce aș putea să fac? A întrebat oșteanul. Să-mi sapi grădina începând de mâine. Omul a primit și a doua zi a săpat cât a putut, dar până seara nu a terminat de săpat. Bag de seamă, a spus vrăjitoarea, că mai ai încă mult de lucru. Te mai găzduiesc o noapte, dar mâine toată ziua va trebui să-mi car lemne pentru foc din pădure. Ostașul a cărat toată ziua vreascuri, dragii mei. Seara, vrăjitoarea i-a spus din nou că îl va mai găzdui încă o noapte. Nu-ți cer în schimb decât să-mi scoți din puțul săpat în spatele casei lampa ce mi-a scăpat din mână acum câtva timp. Are o flacără albastră și nu se stinge niciodată. A doua zi l-a dus la puț și l-a ajutat să coboare folosind un coș. Omul a găsit opaițul cu flacăra albastră și i-a făcut semn vrăjitoarei să tragă de funie. Ea a tras cu putere și când s-a ajungă aproape de gura puțului, s-a repezit să-i smulgă drumețului opaițul din mână. El însă, devenind neîncrezător, a spus: Nu las opaițul din mână decât atunci când voi simți că am atins pământul cu piciorul. Cuprinsă de mânie, baba a dat drumul funiei și soldatul a căzut în puț, dar fără să pățească ceva rău. Opaițul, dragii mei, ardea înainte, dar asta nu îl alina, deoarece ajunsese la încredințarea că nu mai are zile multe de trăit. A rămas pe gânduri ceva vreme, după care, băgând mâna în buzunar, a scos o pipă umplută pe jumătate cu tutun. Iată mângâierea mea cea din urmă, și-a zis el, și a aprins-o de la flacăra albastră și a început să pufăie. În clipa în care fumul s-a răspândit în valuri, de pe fundul puțului a zărit în preajmă-i un omuleț negru care l-a întrebat. Ei, ce poruncești, stăpâne? Să-ți poruncesc eu? A întrebat oșteanul. Am datoria să mă supun poruncilor tale, a zis omulețul. Atunci ajută-mă să ies de aici, a spus oșteanul. Omulețul cel negru l-a luat în brațe și a pornit cu el pe o cărare săpată sub pământ, fără să fi uitat să ia și flacăra albastră. Pe drum i-a arătat toate comorile pe care le strânsese aici vrăjitoarea și ostașul și-a luat atât cât a putut duce. Când au ajuns la lumina zilei, i-a spus omulețului: Du-te acum să o legi pe vrăjitoare. Vreau să fie dusă înaintea judecătorului. Îndată oșteanul a văzut-o pe cotoroanță, călărind în goană pe spatele unei pisici sălbatice și țipând cât o ținea gura. Apoi omulețul a apărut în grabă și i-a zis: Ți-am îndeplinit porunca. Ce mai poruncești, stăpâne? Nu-ți mai poruncesc nimic deocamdată, a răspuns oșteanul.
Te poți întoarce acasă, dar sper să fii în preajmă de câte ori voi avea nevoie de tine. Nu ai decât să-ți aprinzi pipa de la flacăra albastră, l-a sfătuit omulețul, și numai decât voi fi lângă tine. Oșteanul porni spre orașul pe care îl părăsise. Aici a cumpărat haine curate și scumpe și s-a dus la cel mai bun han, unde a cerut să fie găzduit în camerele cele mai frumoase. După ceva vreme, l-a chemat pe omuleț și i-a spus: L-am slujit pe rege cu credință, dar el m-a alungat fără milă și fără să-mi fi dat vreun ban. Așa că vreau să mă răzbun. Poruncește numai decât, stăpâne, a zis omulețul. Aproape de miezul nopții, după ce fiica regelui se va fi culcat, să-mi o aduci aici adormită. Vreau să-mi fie slugă. Omulețul a răspuns: Pentru mine e foarte ușor, dar mă tem pentru tine, stăpâne. Dacă se află, vei da peste o mare nenorocire. La miezul nopții, ușa s-a deschis și omulețul negru a și apărut cu prințesa în brațe. Noapte bună, copii! Noapte bună și somn ușor!